Salutare! Sunt super încântată pentru că am descoperit un nou produs pentru sprâncenie și anume o ceară, un gel care le fixează și îți dă efectul acela de lifting. Ideea este că, da, eu am o astfel de ceară și probabil ați mai văzut-o în clipurile mele, în tutorialele de make-up. Am așa una de la Isa Maya, care, credeți-mă pe cuvânt, e super, super pricey, dar eu aș spune că nu-și merită neapărat banii pentru că mai mult decât acel efect de lifting nu îți conferă și un luci. Într-adevăr că ceara asta e de fapt un brow laco, adică îi dă acel luciu sprâncenei și îți conferă un efect ușor de lifting, dar ceara asta, gelul ăsta de la Isa Maya nu se usucă, e tot așa transparent, nu se usucă, nu rămâne, nu fixează firele de păr, chiar dacă am încercat să pun deasupra și puțină pudră. Făcând eu un masterclass de make-up, am descoperit, ca și de fiecare dată, un produs nou, și anume ceara de sprâncenie, gelul ceara de sprâncenie Lamy Brow de la Beautify. Am fost foarte, foarte surprinsă să văd că tipa folosea acest produs și spunea că îi place super mult, ba chiar mai mult decât brow set-ul de la Benefit. Ori, eu îs mega, mega îndrăgostită de produsul ăla de brow setter-ul de la Benefit, deoarece e un gel care cu adevărat îți fixează sprâncenile. Deci ăla e top. Eu până la produsul ăla nu am mai întâlnit un altul care să facă treaba atât de bine, adică să fixeze sprâncenile. Am mai zis geniile până acum, dacă da, îmi cer scuze. Să fixeze sprâncenile halul ăla, cum o face brow setter-ul de la Benefit. Să ne înțelegem. Ei bine, am auzit că și ceara asta ar fixa la fel de bine. Poate că e un pic mai greu se lucră cu ea fiind stilul ăsta de produs, dar ci că fixează geniile și stau întreaga zi fixat. Eu sunt mega, credeți-mă, mega curioasă. Am vai și amar de ele sprâncenii, după cum vedeți și v-ați obișnuit. Astăzi o să-mi fac împreună cu voi machiajul. Mi-am hidratat, mi-am curățat și hidratat bine tenul ca de obicei. Am băut și o gură de cafea. Aici avem coletul și o să-l desfac împreună cu voi. Desfacem coletul împreună. Vedem cum a venit el ambalat, vedem cum arată această ceară și cum se aplică, cum se comportă, sau o să mai revin eu, o să revin cu păreri după ce o port astăzi, poate mai fac un clip și îl postez diseară, de exemplu, nu știu, să vedem cât rezistă. Acum, în momentul ăsta, e ora 8 și 34 de minute dimineața. De ce te stau cu burețelul ăsta în mână? Bun, am reușit să desfac coletul și în șcutuia aia micuță au venit ce vedeți aici? Sunt două pensule, una roz, una albă. Una îi are perii mai micuți, mai subțiri și una are perii mai groși, asta albă. Recunosc că de asta roz mi-am tot dorit și am căutat pe Shein, vă spun sincer, dar n-am găsit. Dacă știți despre ce e vorba și aveți cumva codul acestui produs, vă rog să-mi lăsați în comentarii careva dintre voi dacă există pe aici vreuna. Deci caut pensulițe de astea super subțire. Bun, au venit cu două pensule de astea și o cutie micuță pe care îi lipit o hârtie cu brandul lor Beautify, Be Your Own Kind of Beautiful, beautified.ro. Vă sper că bine pronunț eu cu engleza. Da, e o hârtiucă super, super subțire pe care au lipit așa o altă hârtie și aici e cutia cu Lamy Brow, Laminated Brow Effect Brow Wax. No, bun, deci e ceară, da, să ne înțelegem. Așa, ceară. Scrie aici pe spate, Lamy Brow, ceară pentru stilizarea sprâncenelor, efect de laminare, Styling Brow Wax, nu știu ce, ingrediente, tralala, tralala, avertizare, dacă apare iritații, opriți utilizarea și cam atât. Bun. Haideți să vedem, să vedem. Doamne, ce încântată, să-mi dea știe spre bună. Că dacă e bună. E, apropo, nu v-am spus prețul. Vai, și trebuia să o fac din prima. Deci, fetilor, prețul la ceara asta, există două variante, așa, la 15 grame, cum i-am luat eu, și vreau să vă spun că e destul de mărișoară la 15 grame, și există și la 30 de grame, deci, wow! Ei bine, prețul acestea cred că a fost 45 de lei la 15 grame și la 30 de grame 65 de lei, ceva de genul. Dar eu am zis, hai totuși să încerc varianta asta micuță, că poate îmi place, poate nu, poate, nu știu, nu funcționează pentru mine, nu știu.
Hai să vedem. Deci cam așa arată. Asta e sticla. Aici un capac de plastic. Super simplu. Ok. Are și un căpăcel de ăsta. Aș spune că nu are miros, dar parcă totuși mirosea ceva, dar foarte vag, foarte, foarte vag. Se simte așa un miros de ceva, dar bun, să trecem peste, nu-i ca și cum, da, se simte ceva aromă deosebită. E tot așa o ceară transparentă, voi lua de aici cu această pensulă, cu una dintre, vedem, și voi încerca să îmi fac sprâncenile. Hai să vedem! Bineînțeles că, ca întotdeauna, îmi place mult mai mult sprânceana aceasta decât asta, dar vreau să vă zic că se lucră foarte ușor și rapid cu acest produs. Nu, cumva nu-ți încarcă foarte tare sprâncenele, îți lasă timpul necesar să dai forma dorită firelor de păr, că le poți ridica de tot în sus sau le poți face fain frumos forma dorită, deci ca idee ai timp să lucri cu ea, nu se usucă pe loc, nu se usucă extraordinar de repede. Îmi place, am impresia că până acum totul e ok. Haideți că îmi fac și machiajul și revin imediat să vedem cum să vă spun după ce mă machiez cum am reușit să îmi și desenez fire acolo unde e necesar, cu carioca, fard, creion, nu știu ce o să folosesc, o să văd eu, dar o să vă arăt și vouă rapid. Am folosit un fond de ten de la Nobea, care îmi place foarte mult pentru că are o acoperire mare și rezistă super bine. Un anticearcăn relativ ușurel, care doar luminează zona cearcănelor. Am setat bineînțeles totul cu pudră și mi-am încălzit trăsăturile cu un bronzer de la Guerlain, blush-ul de la Milani și iluminator din paleta aceasta de la MAC. Creion de ruj lichid, puțin rimel și voilà! Bun, haideți să vă spun părerea mea finală ca și o concluzie. Pentru a desena fire de păr acolo unde au fost nevoie, am folosit acest marker de sprâncenii de la Kiko în nuanța 03. Am încercat să-l folosesc pe acesta de la Cupio, Brow Me, în nuanța Top, dar nu-mi place, nu știu ce, nu scrie efectiv. Dintotdeauna am avut o problemă cu markerul acesta de la Cupio, nu știu dacă celelalte sunt la fel, poate doar ăsta îi are vreo problemă. Ideea e că vârful acestuia e mult, mult mai ok decât vârful acestuia, care după cum vedeți e mult mai grosolan și așa, dar ca idee ăsta scrie, ăsta nu și asta e bun. Am reușit să desenez cu ușurință fire în sprânceană acolo unde am avut nevoie, nu o alunecat deloc, dar chiar absolut deloc markerul pe sprânceană, asta și pentru că îi adevărat, mi-a făcut prima dată sprâncenile, după cum ați văzut, cu această ceară, după care m-am dat cu fond de ten anticearcăn și am setat totul cu pudră, iar cu burețelul, cu un pic de fond de ten și poate și cu un pic de pudră, am trecut și peste sprâncenie, pentru că am vrut să le fixez, am vrut să le mai deschid la culoare, etc. Bun, după care și-am și făcut chestia asta ca să se usuce mai rapid și cât mai bine gelul, ceara. No. Și vreau să zic că îmi place foarte tare, îi super deocamdată mi se pare super tare, chiar dacă mișc sprâncenele în toate direcțiile nu se dezlipește niciun fir, stau foarte, foarte bine lipite, nu știu cât va dura asta, deja e 9:30, uite că a trecut aproape o oră de când stau aici cu voi. Nu știu cum va rezista pe parcursul zilei această ceară minune, dar deocamdată vă spun sincer că îmi place super, super mult și vă recomand din suflet deocamdată. La prețul care l-are, gramajul care l-are, cum se aplică, cum se lucră cu ea, mi se pare extraordinar. Deci, felicitări, Beautify, deocamdată. Urmează să revin cu o concluzie într-un alt video, cel mai probabil. Până aici, un big like!